vă salut. Azi e 11 iunie sau 12, nu mai știu. E joi, în sfârșit. Am reușit să ajung o fugă la Stupina. Am deschis roișori ăștia. Unu, doi, trei, patru, cinci bucăți. Din cinci bucăți s-au împerecheat trei regine. Doi îi am bezmetici, sau bezmeticit. Asta nu știu, în două săptămâni. Și vreau să vă arăt, pentru cine nu știe cum arată un stup bezmetic. Albinuțele sunt agitate. Deci cam așa arată un stup bezmetic. O, cam gru. Și asta cu toate ramele. Hai să vede cel mai bine, e o ramă mai albă. Dar așa e peste tot. Deci asta înseamnă stup bezmetic. 6 ouă, 7 ouă, 8 ouă, 5 ouă. Nu 2 ouă, sau 3. Regina la început, când începe să ponteze, mai greșește, mai trântește ouă unul peste altul. Dar ăsta este un adevărat stup bezmetic. Cam așa arată. Deci e crescătorie de ouă. Ăștia o să-i scutur. Deja bagă și nectar. De la fâneață, de la ceva. Uitați ce pot ce am avut. O frumusețe. Și sunt ecluzionate. Una pe partea asta și una pe partea asta. Ramă cu polen angro, adică roi sănătos. Și s-a bezmeticit. Din cauza vremii, reginuțele mele nu s-au împerecheat. Mă descurc mai greu pe mână, dar vreau să vă arăt cum arată un stup bezmetic pentru începători. Și eu când am fost începător și am văzut atâtea ouă, am zis că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Știți că v-am spus că asta toamna am mai avut doi bezmetici. Care am încercat să-i repar, le-am dat regine, ouă întâi. Și-a tras bot și nu s-au împerecheat. Le-am cumpărat regine și tot degeaba. Albinuțele sunt destul de calme. Se vede nectarul că lucește. Vreau să vă arăt și aici niște ouă. Hai să văd. Ia să punem mai rău. Ia uitați. Prima dată am avut impresia că a început regina ponta. Aici sunt mai puține. Doar două într-o celulă, restul puse cam maiure. Dar pe urmă am început să văd din astea. Pe pereți puse aiurea. Sper să se vadă. Deci asta e un bezmetic la început. S-a bezmeticit de puțin timp.
strânturi. Nu știu dacă se vede. O puse aiurea. Ia uitați și aici. O ramă mai albă, cam așa arată un stup bezmetic. Celele zici că sunt pline cu ou. El și-a tras și voci, săracul. Și pe aici a încercat. Dar, din păcate, din cauza vremii, cam așa arată un stup bezmetic. Ăștia doi o să-i scuturi, o să-i desfințez, nu mai chinui cu ei. O să-i scuturi mai la pomul al doilea pe acolo. Ce se întoarce cu legătoare, o să intre în alt stup. Și nu mă mai chinui cu ei, ca asta toamnă. Care le-am dat de toate. Prima oară rame cu puier și a tras voci, nu s-a împerecheat. După aia le-am cumpărat regine, s-au dovedit a fi neîmperichiate și alea și într-un final i-am pierdut. Nu știu, mi se pare că la 1 decembrie erau gata, nu mai aveam nimic. Problema e că nu i-am verificat păștile alții, care i-am spart atunci, i-am făcut varză, să vedem. Să vedem aici ce mai fi. Aici au un zbor destul de frumos, oricum, cu legătoarea veche. Nu mi s-a părut nimic ciudat. La ăștia aici, deci, săracele cară nectar ceva, au avut puiet și și-a făcut cu legătoare, văd că bagă și polen. Dar, din păcate, e bezmetic. Și văd că aduce polen în disperare. Discuturi nu mai stau, ramele le storc. Poate o să revin cu un filmuleț. Sănătate și numai bine!